Bună seara! Bună seara, prieteni! Au revenit prieteni de la curățenie. Vă speriați de mine câte sunt pe mine. Ce să mă iau cu batic așa? Dacă e frig. Mi-am pus batic roșu. Prieteni, am făcut așa ce am putut. Acum am făcut și barul ăsta, l-am șterge sus până jos, sticlele, tot. Am vrut să bagă la prinsă ca să vadă mai bine că sunt niște becuri, dar nu pot să mai mă bag cu mâna după el. Am zis că curentul e important să se vadă la o filmare lumină, nu tunere ceață. Că dacă se vede ceață, se vede numai mizerie, se vede. Că e negru tot. Am desfăcut puțin barul ăsta. Acum ce să mă fac și eu ce pot. Mai mult de atâta și fără oameni. Am dat aveam femeie, s-a dus vremurile alea. Pune un pic pauză, Lumina, să tragem asta. Da, da. Uh-huh. Nu mai că duceam să-l tragem, dar să usucă că iar facem un ciugăi pe sub el. Și așa, uite, rămâne și peche pe ăsta. Bine că mucheta i-am făcut tot cu biocarpetul ăla, că am un ligian acolo. Am spus la canapelele alea cu biocarpetul, unde săreau copiii toată vara pe aici. S-a mai luat așa de pe ele, cu ce să le fac? Nu mai sunt cu mine. Cum era odată noi. Nu mai e casa cum era odată. Trebuie și are bombată, făcută, s-a depozit pereții alea. Trebuie și întâmplăria vopsită. Cu ce să faci? Trebuie să bagi bani ca să întreții casa asta, nu e așa? Paharele ăștia mai aveam multe pahare de ăștia. Ăștia mai am bar. Tot le-am luat pe la bucătărie, că le mai aducem, că le s-au spart, s-au dus. Ăștia mai rămas. Cumpărăm noi pahare să fim sănătoși. Să vă arătăm cu pierdere. Aprinde becul. Aici am șters, doar hârtie să le iau. Am făcut așa cât de cât. Scări am peste tot. Am pus așa, nu știu acum dacă să văd că sunt curate, mie tot. Se cunosc acum. Să cunosc, dar e greu de pus, iasă sufletul, nu e așa ușor. Cine mai zicea că nu spălăm pierdele, că nu, e greu. Să le dai jos, să le speli așa pe în parte, să nu le amesteci, că da, sunt și ele, una are o dimensiune mai largă, una mai puțin în ea. Nu sunt toate la fel egale. Mai avem prieteni acolo, la geamul ăla, după cum se vede pe geaua de uscată, deja am întins-o pe aici, n-am putut mai mult să o pachetez, pentru că e mare, nu pot să o pachetez. Am pus-o cât de cât așa, cât am putut. Ăsta e volanul, aceea e volanul, acolo e o perdea și volanul de acolo e ăsta. Uh-huh. Și asta e spălată. Asta voia de nivelări așa de la început, de când am pus-o noi, a avut ceva de când, na. Să vede că e curată, nu știu acum. Mai am de aici încolo, trebuie mocheta făcută, să mă scap din bolul ăsta, că e prea mare. Să pun și perdele, dar nu le punem astăzi, dar că-i tunelii, nu se vede. Să șterg așa și după aia, bine, nu i-am mâncat, bine, cam mi-l spate așa cât de cât și vreau cât de cât să ies afară, să fac la bucătărie. Să spăl pereți. Altceva nu pot să fac nimic. Nu pot să iau eu acum agresie, să lipesc gresia, să fac, n-am cum, e iarna. Acum am găsit să le fac eu pe toate. Păi câte putere am eu? Ce sunt eu? Trebuia să facem înainte, când era și patroana și tot, dar acum eu m-am pus cu construcțiile. Ca să facă, na, nu suport așa, dar nu pot. Fac ce pot și la bucătărie deocamdată și vedem după aia. Mai facem și de Paște, fim bine că facem în fiecare an, când e căldura. Așa e, am mai văzut niște comentarii, zice, voi ați spălat pietrele acum iarna și când era vara, că măturam curtea, auzi, 10 ori pe zi curtea. Lasă comentariile. Că măturam curtea, că vara așa e frumos, să mătur curtea să fie curat. Aia care comentează nici numele n-a mai ales că era patroana, era leu acasă, vinea lume multă în vizită la noi atunci. Trebuia curtea măturată, scările spălate, frumos să fie curtea spălată la noi. Nu e așa să hai că la mizerie în curte, că râde țiganii de noi.
Și mă turam cu curge, ce era să fac, să spăl perdelele, să las mizeria afară și să fac în casă. N-ai cum. Acum, bineînțeles că nu ne mai vizitează nimeni acum, măcar. Lasă, dar facem pentru noi și am văzut comentariile acum când am postat vlogul tot dimineața. Care comentează urât și a zis de curte, nu știu ce, că eu nu fac nimica, că nu știu ce. Ăia sunt utilizatori cu ăsta zi, cu nume fals. Nu sunt cu numele lor adevărat. Îi știm deocamdată, nu mă interesează de ei, eu oricum eu vă mulțumesc mult care mă luați parte. Mai sunt, am văzut multe postări, să zicem așa în mare. Postări care voi îmi luați mie apărarea. Da. Și vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc din suflet. Am văzut și eu aseară și nu vreau să mai vorbesc, să intru în detalii multe, că nu are rost. Nu are rost să mă enervez pentru nimeni. Că am destule problemele mele pe cap care sunt și mă macină cel mai mult. Și nu are rost să mă iau de nimeni, în primul rând. Vreau să fiu liniștită cu problemele mele, să încerc să le rezolvăm noi așa noi, să nu mai spun eu la nimeni, să le rezolvăm singuri, deocamdată. Tu pauză. După puterea mea acum și cum sunt și distrusă și pot să și fac treabă, mă mir și eu. Alta cred că dacă era oricum să ducem așa mai, nu judec pe nimeni, cred că n-ar face nimic. Cred că s-ar distra, s-ar plipa și pa, ce să facă treabă. Mi-am pus și eu acolo o iconiță care aveam, am pus-o în priză aseară și când am pus-o în priză, a intrat și chilul ăla forțat. Ce zici lumina? Nu s-ar da. M-a luat curentul. Era rupt firul. Firele sunt rupte. Și acum nu pot să mai trag din priză pentru că trebuie izolat. M-a luat curentul și nu știam nici ce. După aia am văzut bine că sunt firele rupte la știință. Și mi-e frică să o trag din priză. Numai curentul trebuie oprit de afară ca să o tragem cu un bachet. Mi-e frică că vine copilul și pune mâna. Dar îmi place, în fiecare an, mi-am pus o priză. Aveai și cu data 1. E pe sus, le-ai uitat să o caut. 4 ani le-am luat, nu, și nu le-am luat, nu, acum. Aici mi-am pus doar ăștia, am televizoarele care le-am dus, nu vreau să mai țin televizoare care nu le folosim, nu stăm aici, n-are rost să dau un plin de praf. Le-am dus la etaj și le-am închis în cameră. De ce să le ținem? Și așa mi-a părut rău că am pus televizorul la bucătărie, dar o să-l punem la sufragerie. L-am pus deocamdată acolo să vedem dacă merge, să-l punem la sufragerie de sărbători, l-am pus acolo. De anul nou, să venim și noi să ne uităm acolo măcar. Și așa nu mi-am dat drumul să ascult o colintă nimic, pentru că nu am chef de așa ceva. Acolo am numai icoane, v-am mai arătat de mult, vă mai arăt și acum poate sunt unii care n-au văzut din prieteni și am numai iconițe. Mai am partea asta, mă ce să fac, să termin partea. Fac așa, mai mult fac, am zis că mai mult fac noaptea, pentru că mai stau și eu la bucătărie, mai fac și cum la carne, mai și mâncăm, nu mai vin direct să mă pun la curățenie, n-ai cum. Mai am două petele pe biliard aici, sunt de sus, de la etaj, o să le duc mai târziu, o să le punem ziua, pentru că nu pot să le punem așa, că nu avem curent sus, s-a întrerupt iar curentul, a mers prea mult și după aia s-a dus. Și cam atâta, ce să vă zic acum? Altceva nu am putut să vă arăt nimic, că nu am făcut ceva minuni. Fac și eu curat, gătesc, ce să fac altceva? Și nimeni, dușmanii care vor să mă condamne că fac YouTube, că fac ce pot acum. Nu am cerut nimeni de la nimic să mă duc să cerșesc, să le cer lor nimic. Fac și eu ce pot. Am zis de la început, mai repet o dată, am spus-o de 1000 de ori. Când am făcut contul de YouTube, am spus că îl fac pentru că n-am niciun venit să mă ajută lumea pentru vizualizări să fac și un bat. Atât. În rest, dar nu știu ce au ceilalți cu mine, deocamdată. Chiar nu știu de ce sunt invidioși. Dacă ei nu poate să facă, de ce sunt invidioși pe alții? Să facă și ei. Nu am treabă cu nimeni. Nu sunt supărată cu nimeni. Nu răspund la comentarii, sunt comentarii, nu pot să vă răspund, am mai spus-o și azi pe YouTube. Vă dau câte o inimoare, nu pot să-mi scriu, să încep, să scriu la unul. Păi dacă scriu la unul, trebuie să scriu la toată pagina, că sunt. Și nu pot să mă țin așa, că sunt multe comentarii. Poate o să vă răspund așa mai târziu, când o să fiu mai liberă, cu capul mai limpede, pentru că acum n-am putut să scriu, să vă dau răspunsul ceea ce scrieți. Că oricum îmi scrieți de bine și trebuie să vă răspund. Și
Mă scuzați pentru asta că n-am putut să vă scriu. Doar câte o inimioară. Dar văd comentariile toate cât de târziu mă ocup și citesc. Nu pot să fac și să nu vă citesc comentariile. Și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Oh, ce-am făcut. Dar eu azi dimineața am pus sufranilul ăsta. L-am pus și acum ce-am făcut? Să rupte-l. Doamne, cât am băgat pe mine. Cizme pietre, uitați. Aveam cizme în picioare, echipat, două perechi de ciorap. Cât de-am intrat cizmele. Și încerc să mai fac cât de cât, să mai fac câte ceva. Ce să fac? Altceva și dacă stăteam? Surpriză! Iarăși. Da. Gata. Așa că, prieteni, eu o să-mi fac treaba aici. Hai să vă explic cu scara cum am făcut noi. Noi aveam scara de asta în veci. În gara de acolo unde putem discute. Și ce-am făcut noi mai demult? Am desfăcut-o. Am dat cu ciocanii de prea să o desfacem, să o facem noi. Să le separăm, să le facem mai ușoare, că nu puteam să umblăm cu ea. Și am fost, am desfăcut-o, acum cine a învățat pe noi, oamenii care au fost pe la noi, care mi-au făcut mie la dulap, să o facem, că să facem două. Că așa nu mai puneam pe alea lui. Și aici să desface, așa să face cruce, să desface. Nu pot să mai ridic acum. Legată cu un pagru, pentru că noi trei sunt și ăștia lumină care le cam crezi. Uite și. Și aveam scară lungă pentru perdere și eu vreau să cumpăr scară. Dar e greu de umblat cu ea, trebuie să țină doi, unul să se suie, doi să țină și pe partea aia și pe aia. Pentru că e periculos cu scara asta. E casa foarte înaltă, uitați cu tine. Bine că nu mai explic așa. E frumos vara, a văzut cum stătea leu acolo și cu patrona pe canapele. Stăteau aici la televizor, la alea la răpare. Ha, dacă zic că îmi pare rău de patroană, iar zice că de ce nu îmi pare rău de mamă, auzi? Și zic că te prefaci, că o plângi pe patroană. Nu mă prefac, că Dumnezeu mă bate dacă e, dacă zic așa. Păi cum, mi-aduc aminte, multe, multe. Cum să nu mi-aducem aminte? Gata, hai gata, le-am uitat. Nu e adevărat, sunt multe lucruri care le-a cumpărat și Leu și patroana în casă, nu. Acum, acasă e pe numele meu, dar lucrurile care sunt cumpărate de Leu și canapelele și tot ce e aceea. Atunci el s-a ocupat de totul și cu ciugrăveala. Cum a fost cu ciugrăveala? Acolo, în partea aia care este cu verdele ăla, erau niște canapele atunci tot verzi. Aici unul e cu roșu, tot așa roșu, cum e tavana. Aici galben. Avem galben deocamdată. Bine că am mai făcut mutări multe în casă, s-a mai schimbat mulți, le-am mai dus la etaj, am mai luat de acolo. Erau mai multe lucruri, le-am mai dus, nici așa să fie multe. N-am multe seturi de bibilouri, de alea de păpuși, să înșir așa peste tot, să pun. Nu-mi place. De ce? Ca să nu se pună praful pe ele degeaba, mai bine simplu, frumos. Doar așa ce am acolo, asta le-am primit de la doamna... Cum îi zice? Doamna Mocanu. Doamna Mocanu. Am și eu. Mi le-a trimis cadou și îmi plac pentru că se sortează puțin cu ăsta, nu? Și le-am sus mai multe. Sus am bibilouri, am pești de la mama, zestrea. N-am putut să vă arăt pentru că nu este curent acolo. Și avem mai multe cai de bibilouri, de alea cum erau trăsurii, caleașca aia cum e cu... Iar. Și aici n-am să duc. Mai bine așa, câteva păvărele, sticle și atât. De ce să le înșirăm pe toate, peste tot? Și e și de greu cum faci curățenie pentru că trebuie toate să le iei la mână. Și nu-mi place așa multe îngrămădite. E mai bine așa, e mai simplu. Și dacă vă aduceți aminte cu vaza, vaza era spartă și ce-a făcut? A lipit-o Leu cu bucătară. Nici nu mai știu care e acum. Care e aia de acolo? Nu mai știu, că nu mai se cunoaște. Nici nu, le-am știut, dar nu mi-am dat seama. Le-am știut, așa că am știut și florile din ele, le-am spălat de praf. N-am mai spălat florile, că le-am spălat, că n-am făcut curățenie de Paște. Le-am spălat în casă la baie. Beau apă, mi s-a usucă gura, n-am mâncat sora, dar nu știu ce se întâmplă, chiar nu știu. Nu mai fac treabă când filmez ca să șterg, ca să vedeți voi că fac, păi mă știți voi că fac treabă. Mai bine vorbesc și vă explic, că dacă fac treabă așa și așa am mic de creatorile care rost să plimbăm telefonul după mine să cară la bucătărie.
să le spăl. Avem aici birou, mai avem o bucată din birou la în cameră la Leu, dar cred că l aducem și pe la pe Volcom. Cine este acolo? Lasă-l acolo, lasă-l acolo. Aia, casa e mare, dar trebuie renovată. Pentru că sunt ani, ține de când e casa, nu s-a mai făcut nimic, jugrăvelă alea, tâmplăria, vopsită. Și n-am mai făcut nimic în ea. Doar ce-am făcut atunci, jugrăveala. Și totul e așa, e urât că se decojește tot timpul să marci în jugrăveala, nu știu de ce a tras umezeală. Și în camera aia, în spate, tot la fasadă, ce peretele, tot. Nu poți să jugrăvim nimic, pentru că jugrăvim în munt, trebuie și pe din afară. Trebuie și la patroană făcut. Când mai facem noi? Nu mai sunt timpurile alea care erau de mult. Nu știu dacă ajunge vreodată să fim bine să facem renovări, să jugrăvim, să facem treburile. Nici eu nu știu, nu mai cred nimic, absolut nimic. Că suntem în situația asta care suntem și nu știm deocamdată. Dar să fim bine, că nu mai trebuie nimic. Să fim măcar bine, atât. Prieteni, cam atâta, vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută. Eu mă ocup aici de treabă, dar să nu vă speriați așa că mă vedeți. S-a mănurât lumina? Dacă e fric, ce vrei să stai la mai eu aici? Păi nu puteam să stau nici în planer, trebuia să iau ceva la spate. Da. Vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută și liniștită. Crăciun fericit, ca Leonardo am luat-o. Pa, pa!